30 de vaci de lapte, dotat cu robot de mult, robot de curățat, robot de furajat, cam ultima generație de... Spune-ne și de muzică, puțin, de muzică. Ce muzică ascultă? Muzică doar simfonică, pentru relaxare. Da. Relaxare la toate, sunt în cal liniștite. Chiar acum este o vacă la mult, acum iasă, din, de la mult. Ele intră singure, fiecare, este mult. Proiectul a fost în valoare de 872.000 de euro cu 90% finanțare de Uniunea Europeană, 10% a fost cofinanțarea mea. De ce s-a întâmplat? Foarte mult. Deci cum arat, sunt unele foarte. El spală inițial, îi face... Da, spală ulterior. Spală și face a... Și a stat acolo, dar din ce stă acolo are primește... Da, primește premiul ca să fie acum. Sigur. Care și granule. Se grează un reflex. Și nu asta cu muzică? Ah, murătoarea, da, merge singur. Nu-i nimeni, nu, ca că nu merge singur. Mai depinde, dacă am mult, toate de afară. Dacă nu, spală practic fiecare. Da, sigur că da. Fiecare mamelon. Da, sigur, are un lacul și verifică și să fie curat, se poate pune mancioarele și cum se trage pele și îi scanează urgele, îi scanează vaca. Acum, cu gheme și curge lapte din fiecare vers și spală pele pentru următoarea vacă. Nu mai mult. Și la o fermă cu 60 de animale, am un singur angajat. Care doar verifică, în caz că știu, e o grăfătare, e o problemă, sună doctorul, în rest, e automat. Ca și idee, poate pentru fonduri europene, sunt câteva probleme esențiale. Pentru ca și cazul lui, chiar dacă a obținut proiectul, a fost foarte greu să acceseze un credit. Practic, era puțin 10% ai lui, Nu, da. Ferma Rugan.